Bună! Eu sunt Romana. Bine ați venit în bucătăria mea! În episodul de astăzi vreau să vă arăt cum pregătesc banana bread. E o rețetă foarte simplă și foarte gustoasă. Nu conține lactate sau ouă. Haideți să vă arăt ce ingrediente folosesc. 150 g făină, 150 ml lapte de migdale, 200 g banane trubite cu furculița, 30 g zahăr, o jumătate de linguriță praf de copt, o jumătate de linguriță bicarbonat, o linguriță oțet sau zeamă de lămâie, un sfert de linguriță sare, o jumătate de linguriță cuișoare, 20 ml ulei, eu am folosit ulei de cocos. Amestec bine ingredientele într-un bol. Torn compoziția într-o tavă de silicon și o pun la cuptor pentru 40 de minute la 180 de grade. Dacă v-a plăcut rețeta mea, vă invit să dați un like și un share și așteptările voastre în comentarii. Ca să fiți la curent cu tot ce postez, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați click pe clopoțelul de notificări. Pe data viitoare! Pa, pa!